după aceste exerciții deja sunt mai relaxată și pregătită pentru a continua această zi frumoasă alături de invitata mea care a venit astăzi să ne vorbească despre frumusețe, tendințe în coafură, tendințe în make-up și nu doar, așa că trebuie să fiți doar cu noi pe tot parcursul acestei emisiuni ca să vedeți despre ce este vorba. Bună dimineața, Olga! Bună dimineața, Lina! Olga Porubina este director de salon de frumusețe, un salon de frumusețe din capitală. De asemenea, este și un beauty artist, această domnișoară carismatică, care îi place foarte mult domeniul frumuseții și o să ne vorbească astăzi despre tendințe și nu doar. Vreau să începem cu când tu ai simțit că este domeniul în care îți dorești să activezi și să lucrezi. Deci eu sunt pasionată din copilărie de creativitate, de organizare, de tot ce este de coloristică, de frumusețe. Am început a activa mai bine de 3 ani. Deci sunt în toi permanent cu noile tendințe, cu trenduri, deci tot ce îți ține despre frumusețe. Să înțeleg, de mică erai pasionată de tot ce ține de frumos. Eu, de exemplu, când eram mic, întotdeauna o admiram pe mama, în primul rând, pentru că mama întotdeauna este un exemplu. După care am simțit frumusețea, vedeam și în alte femei. Adică eu cred că asta femeilor este tipic în Republica Moldova. Să arate bine, să țină cont de tendințe, însă nu toate au grijă sau să se informeze la timp și să aibă grijă de unele lucruri care trebuie evitate. Vreau să ne vorbești despre tendințe pentru make-up. Hai să începem cu make-up. Pentru că pentru 2016, cu siguranță, deja stiliștii și make-up artiștii din lumea frumuseții au pregătit ceva interesant. Deci ce ține de make-up? Permanent sunt schimbări, sunt fiecare an, sunt noi tendințe, toți vor să fie în vogă cu toată coloristica care deci apare în fiecare an. Alegem nuanțe clasice, ne ferim de cele stridente, pentru ca să evităm, deci trebuie să facem permanent o combinație, deci coafură plus make-up plus îmbrăcămintea, deci totul trebuie să fie într-un complet. Și echilibrat. Echilibrat, da, să ne simțim bine și să avem întoi o dispoziție foarte bună. Pentru că este cald, vară, pentru sezonul de vară, de exemplu, sunt careva recomandări pentru că este cald și uneori make-up-ul pe care îl aplicăm nu rezistă până seara, adică nu arătăm atât de fresh. Cum trebuie să-l menținem și ce recomanzi pentru 2016, vara 2016? Deci, în primul și în primul rând, răsfățați-vă cu produse cosmetice de calitate înaltă, folosiți măști de hidratare, deci măști pentru păr, folosim produse care să oferim părului o strălucire și să, deci la fel să redăm o protecție solară. Deci asta este important. Dormim, ne odihnim 7-8 ore pe noapte și astfel, bună dispoziție, încrederea în sine ne va reda permanent un aspect sănătos și un look foarte fresh în orice zi. Pentru make-up, de exemplu, ce recomanzi, pe ce punem accent când mergem la un eveniment, de exemplu? Ce machiaj recomanzi? Un smokey eye sau un alt tip din toate? Deci neapărat ne orientăm după rochia care o avem. Dacă este mai întunecată, ne putem permite o nuanță a rujului mai întunecată ca să punem în evidență toate caracteristicile feței. Deci ochii, iarăși, fiecare are forma sa, culoarea sa. Ne ferim de culorile roz, ceea ce un pic duce spre roșiață a feței. Folosim culorile naturale, iarăși, vara, clasic, fresh, culori, deci să fie cât mai finuț, pal, fără culoare prea accentuate. Eu cred că naturalețea a fost întotdeauna la putere, pentru că femeile, în general oamenii, sunt frumoși, doar că trebuie să știm pe ce lucruri să punem accent din tot aspectul nostru fizic, pentru că și ochii și buzele, tot este frumos, dar să știm cum să le scoatem în evidență. Ce ține de păr? Coafuri. Hai să începem de coafuri. Coafurile sunt atât de interesante, originale și variate, încât orice doamnă sau domnișoară își poate alege în dependență de lungimea părului și de preferințe. Ceea ce ține de coafurile de mireasă, permanent, deci în fiecare an vine sezonul de coafuri de mireasă, toți vor să arate cât mai frumos, cât mai în vogă.
Alegem coafuri în dependență de rochie. Dacă este o rochie mai mulată pe corp, ne putem permite ceva mai strâns, mai leger. Iarăși, pentru cei cu părul scurt, ne facem o aranjare frumoasă, care să se mențină deci, până dimineață și până a doua zi. Apropo, cum o facem acest lucru? Pentru că nu întotdeauna mențin. De exemplu, când îmi fac eu buclele, nu întotdeauna rămân atât de frumoase, frești, până seara, și nu vorbim pentru a doua zi. Ce produse folosim sau care sunt metodele, secretele frumusețe pentru a menține buclele într-o formă frumoasă sau aranjarea pe care spun? Deci, dragile mele, în primul rând, iubiți-vă, folosiți produse de calitate înaltă. Deci, înainte pentru a face bucle, trebuie iarăși de folosit un fixativ pentru păr, poate să fie cu o fixare mai ușoară, după ce facem bucle, iarăși cu o fixare mai intensă. Mergem la un salon dacă nu ne descurcăm singuri și astfel ne vom face ceea ce noi ne dorim. Ne sfătuim cu un specialist în domeniu, ca nu cumva să facem ceva greșit astfel. Permanent trebuie să ne sfătuim cu un specialist. Mai ales, spre exemplu, pentru merese este o ocazie specială și putem merge la o aranjare preventivă. Deci să vedem ce ne merge, poate este ceva care ar putea să adăugăm la coafura noastră. Deci mai întâi de toate mergem să facem niște probe și după care deja la în ziua anunței să fim sigure, stabile, așa liniștit, cu sufletul calm, pentru că de obicei e o surpriză și nu prea se recomandă astfel de experimente, să zicem așa, adică mai bine să fim pregătite și calme în ziua anunții. Ce ține de culoarea părului? Ce recomandă? Deci coloristica. Coloristica se va face în exclusivitate doar cu un specialist în domeniu și nu se va face acasă în condiții casnice folosind produse de calitate ieftină. Deci anul acesta este în vogă colorarea prin ombre, valoiaj, astfel veți fi întoi cu noile tendințe din care styling. La mine. Da, care da. Ești în vogă, sigur că ești în vogă. Deci m-am liniștit. Da. Bravo, bravo. Văd că Lina. Și tu ai capetele un pic mai deschise. Da, da, deci eu mi-am făcut în anul trecut, a apărut deci această colorare, am vrut să fiu întoi, oricum permanent doresc să fiu dornică de schimbare, ceea ce vă recomand și dumneavoastră și tuturor vizitatorilor și telespectatorilor. Deci trebuie permanent să fim întoi. Tu arăți foarte bine la, nu știu cât, nici nu vreau să te întreb câte ani ai, arăți foarte bine pentru că eu întotdeauna am zis asta, așa, toți oamenii care lucrează în domeniul frumuseții au posibilitatea să arate foarte bine, deci fresh, nu știu cum o fac, ce fac, dar într-adevăr, ce faci tu dimineața când te trezești, cum îți aranjezi părul, pentru că este foarte lung. Deci, cum v-am spus mai devreme, în primul rând este odihnă. Odihniți-vă suficient, veți arăta bine în fiecare dimineață. Ne trezim cu o dispoziție bună, încrezuți în sine. Deci, nutriția sănătoasă, excludem ceea ce ține de ceea ce nu ne va aduce confort nouă. Sport, asta e. Da. Deci, tu cum reușești să aplici acest machiaj de dimineață? Îți ia mult timp? Deci machiajul este foarte simplu, nu mi-a mult timp. Sunt produse care le folosesc în fiecare zi și deci asta e. Deja este de prindere. Cum ne demachiem corect și cât de important este acest lucru? Pentru demachiere, în dependență de dacă a fost un machiaj de ocazie, folosim un produs care să fie cu ulei și cu demachiant pentru machiaj rezistent la apă. Dacă este un machiaj de zi simplu, putem să ne demachiem cu același săpun cu cremă sau alegem de la un magazin de cosmetologie un produs care să se potrivească tenului dumneavoastră, să nu produc alergie, deci, sigur, iarăși ne sfătuim cu un specialist. Da. Care este părerea ta, deci lucrând în domeniul frumuseții, sunt femeile, doamnele noastre, cât de interesate sunt să arate bine? Doamnele noastre și domnișoarele întotdeauna au fost interesate să arate bine, dar noi trebuie permanent să ne simțim bine, să arătăm, să fim la curent cu tot ceea ce ține de frumusețe.
asta e, mergem la un salon, facem o manicură, mergem la un cosmetolog, facem un masaj corporal, pentru ca și circulația sanguină să se ridice aproape de două ori mai sus. Astfel ne simțim bine. Deci trebuie mereu să avem grijă nu doar de aspectul fizic, da, cum ne machiem. Pe lângă toate astea, trebuie să ducem și un mod respectiv decent de viață, să ne alimentația, da, detoxifierea, deci absolut toate aceste lucruri sunt extrem de importante, de fapt, eu cred, pentru a arăta bine în cap până în picioare. Câteva recomandări pentru femeile noastre. Deci ușor, cum să arătăm ușor, bine și... Deci ușor să ne machiem, să, dacă avem puțin timp la dispoziție, de exemplu, da, dimineața. Cât mai repede și cât mai ușor și frumos să arătăm. Dacă, spre exemplu, dumneavoastră aveți puțin timp, chiar și aceleași 5-10 minute dimineața și doriți să arătați bine, deci, în dependență de forma ochiului, accentuăm capătul ochiului, aș putea să arăt pe mine. Începem de aici, de la capătul genelor, spre centru. Dacă ochiul este un pic mai adâncit, atunci ne ferim de culorile foarte întunecate. Dacă ochiul este mai în evidență, atunci avem posibilitatea să un pic să-l întunecăm. Iarăși, rujul ne uităm după îmbrăcămintea care o avem, ca să facem o combinație de culori foarte, foarte plăcută. Acesta este simplu, de fapt. Așa că, după cât ați văzut și vă puteți convinge, de fapt, de frumusețea Olgăi, care a venit astăzi să ne bucure cu frumusețea ei și cu sfaturi, într-adevăr, utile. Olga, noi neapărat te mai așteptăm cu astfel de sfaturi. Poate ai careva recomandări că te poți adresa femeilor noastre încă pentru finalul discuției noastre. Deci, dragile mele, iubiți-vă și oferiți-vă timp pentru răsfățare, pentru că asta ne aduce bună dispoziție zi de zi. Deci, ați înțeles, pentru bună dispoziție, faceți ce vă place și o să vedeți că o să aveți succes în tot absolut. Noi, Olga, îți dorim o zi cât mai frumoasă, neapărat ne mai revedem. Îți mulțumesc, la fel, Alina. Sigur că ne mai revedem. Noi, dragi prieteni, mergem în continuare cu o altă rubrică la fel de interesantă. Mergem cu frumusețea.